Exagerez, da? La minimă. 50. Dacă nu mai filmez, slavia tu la minimă. Știi, nu? Ești nesincer, în continuare. Cu gesturi grosolane și cuvinte jignitoare, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Dan Marian, a intrat în atenția publicului. În cadrul unei conferințe, socialdemocratul nu a ezitat să ia la rost pe jurnaliștii care își făceau treaba. La mână sunt 5 degete. Dacă mă mai filmez, ți-l arăt pe ăla din mijloc, a spus Dan Marian unui jurnalist. Amintim că, în luna septembrie, Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, a fost prins în flagrant când primea suma de 1,25 de milioane de lei de la un om de afaceri. Buzatu a fost apoi arestat, fiind acuzat de luare de mită. Imediat, PSD l-a exclus din partid, iar prefectul l-a demis din funcție. Mai mult, după ce Buzatu a fost arestat, organizația municipală PSD Vaslui a fost notificată să evacueze sediul din centrul orașului în care funcționează. Motivul este neplata sumei de 16.000 de lei, reprezentând chiria.